veniți. Pentru că se vede, fără să fiu un analist extrem de profund, că de multe ori starea asta, experiența asta, valoarea asta, trăiește și o hrănim de multe ori într-o stare de confuzie. Uneori, pocăința a devenit un fel de sclavie, total neatractiv. Așa că uneori, oricât va supăra pe mine cei cu păr mai cărunt, cei tineri uneori nu mai regăsesc o atracție pentru ea. De multe ori e vina voastră. Dar de alte ori e vina și a noastră. Pentru că am riscat de multe ori să n-o propovăduim, să n-o explicăm și să n-o trăim în coordonatele clare pe care o prezintă și o așează Biblia. De dragul tradițiilor strămoșești, de dragul unor idei ale noastre personale, am aruncat în preajma noastră foarte multe acțiuni care n-au legătură cu adevărata și profunda pocăință. Așa că s-ar putea mulți oameni să se adune împreună în numele acesta sfânt, dar mai puțin să se bucure cu adevărat de efectele și consecințele unei pocăințe adevărate și autentice. Așa că, pe de o parte, am făcut din ea ceva extrem de complicat, ca un tufiș, plină de canoane și de subînțelesul, cum se spune aici, în care oamenii n-au mai știut clar, domne, pentru ce merită să te pocăiești? Și atunci, altă extremă, din disperare de a o face foarte atractivă și lejeră, s-a născut liberalism. În care totul este într-o profundă confuzie, în care nu mai există principii, în care nu mai există valori, în care fiecare face absolut ce vrea, dar ciudat că și într-o extremă și în alta. Oamenii au pierdut în esență ceea ce vorbeam aici cu fratele Mihai, bucuria. Bucuria aceea adevărată și reală, duhovnicească, sufletească, care nu trebuie să fie provocată de prosperitatea materială și nu trebuie să fie furată de sărăcie. Care nu e dependentă de o sănătate tum și care nu poate fi niciodată strangulată de o boală. O bucurie care rămâne în picioare, în orice vreme și în orice situație și care transpiră prin orice parte a ființei noastre, încât nu trebuie predicatorul, păstorul, preot să cerșească un amin, o aleluia, o strălucire a feței, ci este vorba de o inundație interioară care, fără să depui niciun efort de sclavie sau de libertinism, provocat din afară spre înăuntru, va țâșni încât va inunda fețele, adunarea și va atinge eternitatea. Și merită să spunem toată biserica, amin. Amin. Glorificat să fie Domn. Amin. De aceea am intitulat mesajul din această seară, bucuria de a te pocăi și a fi o persoană pocăită. Mai aveți strălucire pe față? Domnul să se atingă de noi în seara asta. Amin. Domnul să se atingă de noi în seara asta. Amin. Așa că deodată aș vrea să privim prin perspectiva acestui pasaj din Scriptură care spuneam, e atât de cunoscut. Și să vedem ce a făcut Hristos, ce pași a făcut în viața acestei femei, în viața acestei persoane, încât i-a adus în final o bucurie care a determinat-o să schimbe total opțiunile vieții, pentru care era robită în totalitate și până la ultimul element și-a lăsat găleata și a fugit ca o femeie ieșită din minți, ca să meargă să predice, să spună altora, să invite pe toți la o persoană și nu la o religie și la o formă. Să invite pe toți la o persoană și să descoperi dacă nu cumva persoana asta este chiar Hristosul Mesia.
Și nu numai că a făcut-o, a și reușit să-i aducă cetatea și în Samaria se produce o mare trezire spirituală, o trezire pe care noi așa ne dorim toți românii să se întâmple în România, să se simtă în diaspora, să se întâmplă în Spania, o trezire pe care să o aducă Duhului Dumnezeu. Amin. Prin fiecare dintre noi, să spunem din toată inima, amin. 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 Glorie Domnului! Că prea ne-am închis în biserici. Că-și prea ne-am închis în coliviile noastre. Că-și prea am ridicat ziduri între noi, crezând că suntem în cea mai profundă pocăință. Total greșit. Primul lucru care vreau să spun în seara asta este că întâlnirea lui Iisus Hristos cu această femeie a început într-un mod banal. Că Iisus acolo stătea de călătorie, a venit și s-a întâlnit cu ea la 12 fix la amiază, când era căldura mai mare și arsița mai grozavă. Îmi spune, nu este un prilej nimerit să ne pocăim acum, dar când e? Nu este un prilej nimerit seara asta. Nu este un prilej nimerit aproape niciodată. Numai că de fiecare dată cineva care și-a dat întâlnire cu noi, este o persoană. Și persoana aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar cine mai este sensibil la pașii lui în biserică? Pentru că noi ne-am învățat că Iisus vine atunci când îi se umflă venele și a mele se umflă des. Noi ne-am învățat că Iisus vine numai atunci când e acolo Domnul și dă El aer. Alții s-au învățat că Iisus nu vine numai atunci când e stobe. Alții s-au învățat că Iisus nu vine numai atunci când vine anumiți predicatori. Alții au învățat că există anumite ore fixe când Iisus vine, cum ar fi ora 9 dimineață. Predicam în biserică, bă, cine v-a spus că Dumnezeu se întâlnește la voi numai la 9 dimineață? Uite, cu Petru s-a întâlnit la 3 după masă și a avut o vedere și o revelație. Cu Cornel s-a întâlnit la 12 la amiază, într-o rugăciune. A, cu ea se întâlnește la 12 ziua. Ne-am fixat niște canale și niște fixuri, ca numai acum vine Dumnezeu, numai pe aici poate veni Iisus, numai așa poate să vină prezența și revelația. Dumnezeu este Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Iisus vine când vrea El și prin cine vrea El și la orice oră vrea El. Întrebarea este dacă eu mai am sensibilitate. Și mă rog Duhului Dumnezeu să aducă sensibilitate peste noi toți. De 24 din 24 Iisus este pe lângă noi. Cine îl aude? E drept că nu vine în spectacol cu convoaie, cu o mulțime de prelați, cu o mulțime de vedete. Iisus mereu vine într-un anonimat total, până la acolo că riști să nu-L bagi în seamă, în niciun fel. El nu vine să provoace inteligența noastră, aia care să ne dea pe spate, cum noi o vrem. El nu vine să facă spectacol și show-uri interminabile. El vine să vorbească cu noi. El vine să deschidă un dialog cu sufletul tău. El vine să atingă inima noastră, încet, liniștit, calm, dar direct și tranșant. Pentru că El dorește să se ocupe de sufletul tău și de sufletul meu. Și spun împreună cu voi, glorie Domnului. Amin. Spun împreună cu voi, glorie Domnului. Amin. Credeți că Iisus Hristos este prezent în adunare? Amin. Credeți că Iisus este aici în seara asta? Amin. Aveți nevoie de Iisus și de puterea Lui? Amin. Aveți nevoie de dor de vocea lui Iisus? E aici? Spuneam aseară la tineret, mi-aș dori să spun 10 vorbe, dar să le credeți. Mi-aș dori să spun 10 cuvinte, dar să vă schimbe viața. Mi-aș dori să spun 5 minute ceva, dar să știu că după minutele alea plecăm acasă și facem schimbări fundamentale și radicale în viețile noastre. Dar suntem o grămadă de oameni care vorbim atât de mult. Dar am devenit o generație de oameni superficiali. Și ne lipsește profunzimea. Și eu mă rog în seara asta. Duhul Sfânt care ești prezent aici. Merge adânc în inimile noastre. Merge adânc în inimile noastre. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăința? Păi pocăința înseamnă acel dialog, spuneam, pe care Iisus Hristos îl începe cu femeia asta. Nu este foarte spiritual. Noi suntem foarte spirituali. Nu mai putem de spiritual. Și El îi spune, dă-mi să beau. Aș vrea să spun că noi de atâta spiritualitate formală, subliniez, nu mai are loc Iisus de asta. Pentru că atunci când un om are nevoie de un cuvânt de la tine, n-are nevoie să-l înunți tu pacea Domnului, să vii, să fie Domnul, să treci peste el cu atâta, cu atâta spoială, cu uneori am impresia că îi vânturăm așa în toate direcții. Tu trebuie să fii sensibil. Eu trebuie să fiu sensibil. Trebuie să fii un om deschis pentru revelații, pentru supranatural. Nu se intră așa deodată peste om. Se intră deodată așa pentru sufletul lui cu bocancii noștri pentecostali.
Se intră așa deodată, dărâmând tot. Pentru că omul ăla are o problemă, omul ăla are lupte, omul ăla are cădere, omul ăla are lunecări, omul ăla este praf. Omul ăla nu are respect pentru sine, omul ăla fuge. Omul ăla și persoana asta din Biblie vine al 12-lea aneaz pentru că s-a săturat de oameni, de toți. Pentru că s-a săturat de religioși, s-a săturat de biserici, s-a săturat de forme, s-a săturat de tradiții, s-a săturat de oameni înalți, cunzi, care vorbesc tare sau încet, s-au săturat de toate bisericii, de toate, pentru că pentru toate bisericii ea nu mai reprezenta nimic, zero. Și a spus, mă duc la amiază, că la amiază nu-i nimeni la fântână. Nu mai risc să mă trezesc încă o dată cu încă o femeie sau un bărbat sau grupare acolo, să mă ia întrebări. Cum ai putut face asta? Ce-a fost în capitol? Dar cine ești? Dar de unde vii? Păi noi nu mai suntem spirituali, noi suntem un fel de securiști. Suntem un fel de psihologi. Duhul lui Dumnezeu îmi descoperise zilele astea o persoană în biserică. Soția mă întreabă, de unde ești tu? Dar cine mai crede în revelație? Cine mai crede în puterea lui Dumnezeu? Mă scot eu în evidență. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu este încă în adunări. Și cred că Duhul lui Dumnezeu este în noi. Mă gândesc că este în noi. Mai simțiți pe Dumnezeu în voi? Ca să simți pe Dumnezeu uneori, trebuie să lași pradă toate formele și să ieși afară. Și atunci, femeia a zis, mă duc la 12 că nu-i nimeni. Că nu mai este nimeni la ora asta fără minte, când e căldura mai mare să meargă după apă. După apă să merge dimineața și seara. Nu la 12 la prânz, când te bate soarele în cap. Dar persoana asta s-a săturat de ghimbi, s-a săturat de judecăți, s-a săturat de vorbe, de fraze, de slogane. S-a săturat de toată lumea. Și s-a dus singură să-și macine în continuare prăbușirile. Vedeți? Iisus este sensibil. Iisus a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Iisus Hristos a venit pentru sufletele frânte, care au nevoie de atingerea Lui și de puterea Lui. Iisus Hristos este aici, în această seară, pentru cei care vor să se pocăiască cu adevărat. Pentru cei care vor să găsească pocăință, care înseamnă dragoste, respect și pasiune pentru cel de lângă tine. Ar merita să vă pregătiți plămânii și împreună cu mine să spunem cu toții amin. Amin. Și împreună cu toții să spunem amin. Amin. Împreună cu toții să spunem amin și partea asta. Câți mai aveți sensibilitate pentru cel de lângă voi? Că o trăsim noi, că noi suntem, că noi cu tare, că noi suntem biserica străbună, cu istorie, cu aia, cu aia, știu poveste. Dar cine mai are sensibilitatea asta obosit? Că i-aș fi sus femeii, nu numai că are o zi proastă. Iisus e obosit. Scrie Biblia, e ostenit, e flământ, e însetat, n-are chef de tine, n-are treabă de tine. Ar fi bine să întâlnești păstorul cea mai bună zi a lui. Ar fi bine să te duci să asculti predica locutare când e cea mai în formă. Eu am a cincea predică în seara asta, în zilele astea. Ar trebui să te duci atunci când e un moment prielnic. Asta e gândirea noastră. Pentru Dumnezeu fiecare moment este prielnic. Și este o cântare care spune, plin de prilejul că e acum. Pentru că Iisus Hristos este pe drum, este în dreptul vieții tale. Și El este aici în această seară să se atingă de inima ta și de inima mea și de inima noastră tuturor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ciudat, nu o să vorbesc cu nimeni azi, n-am nevoie de nimeni. Ciudat când merge la fântână, deodată se întâlnește cu o persoană. Bine că e bărbat, că ăștia nu mă bagă în seamă. Bine că e evreu, că n-au nicio legătură cu noi. Bine că nu o să-mi spună nimic. Ciudat, când a spus că nimeni nu o să-mi întrebe nimic, atunci a întrebat-o. Dă-mi să bea! Frații mei, o grămadă de oameni în preajma noastră au pierdut. Au pierdut respectul față de sine. Sunt demoralizați, prăbușiți. Au ajuns în această stare datorită eșecurilor repetate. Persoana asta a pierdut atât de mult până la ora asta. A avut probleme în zona familiei. A pierdut odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Și a șase ori era într-o încurcătură. A simțit ce înseamnă repădarea tuturor.
În inima ei toată viața era închis. Și te întreb ce șansă mai are o asemenea persoană. Probabil că nu este nimeni în situația asta aici în seara asta. Poate este. Dar dărâmăturile din noi, căderile noastre, stimații frați și surori, nu merită să ne ducem cu ele acasă. Nu merită să ne lăsăm închiși noi intrigeni și abandonați. Merită să credem că Cel care vrea să ne scoată din stările noastre este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. El deschide un dialog cu noi în cele mai adânci momente de prăbușire din viața noastră. Pentru că El vrea să recâștigăm în sufletul nostru respectul față de persoana noastră. Să putem gusta din nou, în noi înșine, că avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Că avem preț în ochii Lui, că cineva ne iubește. Că cineva este Dumnezeul nostru, că este Tatăl nostru. Și să învățăm să depindem de El în fiecare zi din viața noastră. Și spun din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Ne-am învățat să depindem de forme, de religii, de grupări, de... Nu putem cu ele, simțim că ni se taie picioarele, dar am uitat că noi trebuie să depindem de o persoană. Și persoana asta este Iisus. Și persoana asta este Iisus. Ne uităm la noi de multe ori și suntem atât de apăsați, atât de triști. Ne uităm în bisericii noastre și lipsește strălucirea aceea bucuriei care trebuie să izvorească, cum spuneam în debutul predicii, dintr-o relație personală cu Iisus Hristos. Și noi purtăm tot felul de măști pe față și încercăm prin toate astea să spunem că suntem bine. Dar în spatele lor, de foarte multe ori, e multă durere și înfrângere. Și sunt multe persoane care și-au pierdut respectul față de propria lor persoană. Care nu mai au nădejde și speranță. Care se târăsc așa printre noi și simțim de multe ori o prăbușire aproape în masă prin bisericile și adunările noastre. Și spunem de multe ori, noi ne-am pocăit cu adevărat? Este atât de multă critică în noi. Este atât de multe reacții nervoase. De fiecare dată când o văd, îmi dau seama că persoana aia este în tot depresie. N-ar recunoaște nimeni. Dar în sinele lui sau al ei, lucrurile nu merg. Suntem o generație de agitați. Suntem o generație de reacționiști. Ți-e dor de un om calm. Ți-e dor de un om care să spună o întrebare și să știe să tacă, să te asculte. Ți-e dor de o persoană care să te contamineze cu prezența Lui. Care să împrăște o mireasmă divină, duhovnicească. Ți-e dor. Suntem niște semidepresivi, de foarte multe ori. Și de fiecare dată mă întreb, suntem agitați cu proprii noștri copii. Când avem reacții nesănătoase, nepocăiești. Când ne agităm, venim la biserică. Și apoi dăm pace și zâmbim când intrăm în biserică. Când arătăm ca niște sfinți delipiți din cer, în biserică și după, clansonăm, enervați, gesticulăm. Toate astea arată că noi lucrurile nu merg. Că noi ne-am pierdut respectul față de Cel care trebuie să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Gesturile astea arată că noi nu suntem contaminați de acea prezență dumnezeiască, de acea pocăință liniștită, clară. Și eu sunt aici în această seară să mă pocăiesc împreună cu voi și să mă rog lui Dumnezeu să se ocupe de viața mea. Și să mă rog ca Dumnezeu să se atingă de mintea mea și de inima mea. De multe ori mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, sunt tulburat, sunt neliniștit, am nevoie de liniștea Ta divină și cerească, am nevoie să vorbești cu mine, să deschizi un dialog, avem nevoie de un dialog cu eternitatea, cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Duhul Sfânt, cu Biblia și mă rog Duhul lui Dumnezeu să se atingă de noi în seara asta. Nu-ți ajunge să adunarea, nu-ți ajung programele, nu-ți ajung cântările, nu ne ajung grămezile, avem nevoie de un dialog personal. Avem nevoie de un Hristos care să ne spună bună dimineața, Gabi Zăgleaș, suntem salvați! Ascultăm kilometri de predici și rămânem aceiași.
Pentru că noi avem nevoie de întâlnirea profundă, simplă, clară, scurtă, lungă. Dar este o întâlnire și un dialog cu Sfântul Preanaltul, Dumnezeu, Hristosul, care ține în mână Universul, care ne spune, dă-l să beau, că El vrea să te provoace, să vorbești cu El. Așteaptă de o săptămână, de o lună, de ani. Noi venim prin biserică, trecem, dar El vrea să vorbească cu sufletul meu, să se întâlnească, să-i spun ceva, să comentez, să argumentez, să fiu de acord, să fiu contra. Dar vreau un dialog, te provoacă, dă-mi să beau. Cum tu ceri apă? Și s-a înșghibat dialog. Pocăința înseamnă dialog cu Iisus Hristos. Înseamnă dialog cu El, întrebări și răspunsuri. Mă rog, Domnul să lasă un duc de pocăință peste noi. Ai tu întâlnire cu Iisus. Într-un mod regulat și permanent. Un al doilea lucru care vreau să-ți spun este că atunci când Iisus Hristos vine și începe să vorbească cu noi, pocăința înseamnă, în al doilea rând, recâștigarea speranței. Recâștigarea speranței. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce zice, dă-mi să beau, s-ar fi întâmplat ceva. Ce? Tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Uneori din disperare și noi predicatorii uzăm la tot felul de metode să-i determinăm cumva pe oameni să vină la Domnul, să vină în față, să se predea, să se pocăiască. Și asta arată că de fapt oamenii aceia nu s-au întâlnit personal cu glasul, cu vocea, cu Iisus Hristos. Determinați de vocea noastră, de abilitățile noastre uneori de a vorbi, acei oameni poate vin. Poate să predau, dar nu să schimb. Pentru că Iisus a spus aici, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și persoana, adică pe mine, care zice, dă-mi să beau, s-ar fi întâmplat o reacție în sufletul tău. Tu singur, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Așa că deodată pocăința autentică și adevărată nu este așezată pe manipulare unei religii, unei forme a unei persoane, ci pocăința adevărată înseamnă cunoașterea lui Iisus Hristos, gustarea darului Dumnezeu, care va termina persoana aia ca ea însăși să vină și să spună, eu am decis să mă pocăiesc. Adică de bună voie fac pasul pentru a mă pocăi. Asta înseamnă o alegere liberă. O dorință înfocată, arzătoare de dragoste a mea pentru acea persoană. O dorință să posed darul și să cunosc pe Cel care îmi dă darul. Adică pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci mă rog Dumnezeu să reinstaleze din inimile noastre o pocăință adevărată. Amin. Că mă întâlnesc cu mai contează cine. 16 persoane sunt pocăite în seara. Mai vorbesc cu el, 20 de persoane sunt pocăite. 4 persoane sunt pocăite. La tine câte sunt pocăite? Zic eu, n-abar n-am. Deci eu stau să număr cu oamenii când se pocăiesc? Deci eu stau cu statistica? Oamenii care se pocăiesc, nu se pocăiesc la predica mea. Se pocăiesc pentru mine, ar fi fatal. Oamenii care se pocăiesc, se pocăiesc pentru Iisus. Se pocăiesc de dragul lui Iisus. Și de dragul darului pe care El poate da, mântuirea și iertarea de păcate. Să spunem toată biserica, amin. Amin. Să leagă oameni de oameni. Atâta cât oameni, adică zero. Când se leagă de Iisus, atunci oamenii rămân lângă Iisus până la sfârșitul vieții lor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și pentru că mulți n-au priceput pocăința, cred că cu ei începe lumea și cu ei să și termină. Și dacă ei nu sunt acolo, totul se prăbușește și totul e praf și totul e goală după vânt. Aș vrea să spun că n-a început pocăința cu noi și nu se va sfârși cu noi. Să ne ajute Dumnezeu să fim noi pocăiți. Pocăința a început cu Iisus și cu Iisus se va sfârși pocăința când va veni răpirea și se va sfârși lumea asta. Până atunci, darul pocăinții îl dă Iisus Hristos și noi trebuie să cunoaștem persoana care dă darul și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că de aia suntem noi triști, pentru că noi suntem legați de oameni și de grupări și de sisteme. În loc să fim cunoscuți noi darul lui Dumnezeu și pe Cel ce zice, dă-mi să bea, atunci s-ar întâmpla o reacție. Am scăpat păstorii de ispita manipulării.
am scăpat păstorii de o grămadă de lucruri care ne tot macină. Ce să mai dăm bisericii să vină? Ce să mai facem pentru oameni să vină la adunare? Ce să ne mai dăm la coriș, la fanfară? Ce să mai facem să se roage oameni că nu mai zice nimeni amin? Ce să facem? Aducem un clov, aducem un vedet, aducem artiști, aducem tot ce putem noi. Cumva trebuie să mișcăm biserica. Cel care trebuie să miște biserica trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fie Duhul Sfânt al Dumnezeu. Biserica nu înseamnă dictatură, cum unii au crezut. Unde te pui eu, acolo stai. Greșit. Biserica înseamnă libertate, odihnă, pace și lucrarea dumnezeiască a Duhului Dumnezeu. Biserica înseamnă oameni care sunt atrași, îndrăgostiți de Iisus până în vârful nasului lor și care doresc să cunoască o singură persoană, pe Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu, aleluia! Pe Fiul lui Dumnezeu, aleluia! Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, tu singur ai fi venit! Tu singur ai dori! Și El ar fi întotdeauna acolo și ți-ar da apa vie. Să spunem toată biserica gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată biserica gloriei lui Dumnezeu. Să vezi pe oameni că ei vin singur. De dragul Iisus Hristos. Asta înseamnă pocăința adevărată. Eu doar, frații ăștia bătrâni și nu numai și noi am prins. Nu i-am manipulat nimeni să meargă iadra pe-n zăpadă. La 3 noaptea și la 4 dimineața de crăpau copacii și pietrele. Nu i-a obligat nimeni. Acești oameni au fost atrași de o persoană. Au cunoscut o persoană. Pentru care au plătit cu prețul vieții. Și au învățat să se bucure în sărăcie. Și au învățat să se bucure în suferință. Pentru că pocăința adevărată înseamnă speranță în orice situație. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Ei, ucenicii Domnului, au primit cu bucurie răpirea averilor. Vai de mine! Noi, când ne sunt amenințate puținele averi, suntem gata. Vai, cred că pierdem tot. Ei au primit cu bucurie răpirea averilor. Ei au primit cu bucurie suferință. Iar Iisus Hristos a transmis o pocăință a speranței. Care a spus, atunci când veți pierde tot, când veți fi omorâți, când veți fi bajocoriți, să săltați de bucurie în ziua aceea. Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Mai spunem biserica, deci din Castelion, amin? Amin. Mai spunem amin? Amin? De ce sunteți apăsați? Iisus Hristos este speranță. Iisus Hristos este adevăr. Iisus Hristos este lumină. Iisus Hristos ne-a dus la o pocăință în care îți spune, tu singur vii și El nu-ți dă povești. Dragii mei, pocăința nu înseamnă că persoanele care vin să se pochească primesc în schimb un număr în registru. Primesc în schimb o poziție destul de bună pe primele scaune în față. Cei care se pochească, tu din ce neam te-ai pocăit? Și aici merge așa, din ăla, hai că găsim un loc foarte bun aici. Sunt o grămadă care s-au pocăit, nu au prins un loc bun în biserică, după un an, doi, s-au dus de unde au venit sau vin foarte rar la biserică și când vin, cum spunea cineva azi, se duc la cafea. Că doar ei n-au găsit nimic în biserică. Ce să găsești în biserică? Pentru că ei nu s-au pocăit cu adevărat. Oamenii care se pocăiesc cu adevărat găsesc ceea ce Iisus a spus de mei. Dacă tu vii la mine și cunoști darul și persoana, eu nu-ți dau povești, liturghii moarte. Eu sau acea persoană pe care tu urmează să cunoști, îți va da în schimb apă vie. Amin? 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 Știți cum e povestea asta? Parcă suntem în poveștile astea de bas, cu apă vie. Apă vie! Prințesa a murit, dar prințul merge și dea o lingură de apă vie și înviază! Din moarte! Eram fascinat, a murit! Vinea să plâng citiți basmele alea. Dar miracul apărea! Că mergea și dădea apă vie și dată ea venea la viață! Sau venea El la viață. Fantastic! Apă vie, vă dați seama? Apă vie înseamnă apă vie. Înseamnă viață. Asta înseamnă că oamenii morți îngustă apa vie, învie și trăiesc. Și viața în ei. Viață cu adevărat. Viață. Domnilor, viață. Aia e viață. Oamenii care se pocăiesc au viață. Și vezi că au viață. Îți prinde viață. Îți vii. Și mă întreb în această seară, câtă viață aveți în voi și câtă viață avem în noi? Am ascultat într-o seară un mic interviu cu soția mea, unui care, nu știu, din zona Zalău, abar n-am, Leșul cheamă, îi zice doine de astea, de Doinește era așa. Mi-a spus cineva că Doinește e fain, dar am ascultat interviul ăsta și mi s-a părut foarte interesant. Două aspecte vă spun din el, cum a învățat omul ăsta să economisească timp. Și a zis, eu mă duc să
să predau în București la universitate, că sunt profesor acolo și știți ce aglomerație în București? Când mă opresc la un semafor roșu, bucureșteni nervoși, eu vin din Ardeal, lejer, agitați, unul intră, se bagă în față, eu tot timpul prin roșu și îl mai prind odată. Până să plec din roșu, mai se bagă vreo 10 față. Cunosc povestea asta, în București m-a cu tupeu să merge. Și stau la semafor și ce să fac? Să mă nervez, să mă agit, să mă... Ăstea, cu ăștia nu-i depus. Și eu îmi iau fluierul și trag o doină. O doină ține cam 3 minute. În 3 minute, în general, se schimbă semafor. Trag o doină, îl pun în dreapta, lângă asta. Mă duc alt semafor. Ce să fac? Mai trag o doină, 4 minute. Fluier! Se uită toți după mașină la mine, eu am pălăria aia de zonă așa mare, rotundă. Eu la fluie, mă, unii râd, unii mi-arată că-s nebun, dar eu trag în zic niște doine de astea românești, al treilea semafor, încă o doină. Și uite așa, până ajung într-o oră aproape la facultate, eu mi-am zis vreo 20 de doine. Și am zis eu, pocăit, uitându-mă la televizor, că uneori bine să la televizor. Zic, eu la trei semafoare când mă duc în România și stau și eu și agit uneori, eu n-aș putea să mă rog atunci să trag și eu o doină pocăiască. Dom'le, la semafor să stă 3 minute. Pot să recit un verset din Biblie, pot să mă rog pentru aia care este acolo. Nu, dar noi zicem că suntem nebuni pentru Hristos, dar nu știu unde. Așa zice oamenii că sunt nebuni, dar la câți vă zis că v-a văzut cu mâinile așa la... Bă, musulmani am văzut. Și am zis, bă, și ați normal, până aeroporte, pe lângă tirul, cu preful, să rugau. Mă uitam la ei și vinea să râd, dar mai bine vinea să plâng, mai bine plângeam vreo jumătate de oră, eram mai deștept. Și vă mă spune, ce-i cu ei? Vizibili. Pocăiții nu-i vezi veci, nicăieri. Nu-i vezi la biserică, aranjați, gripați de cele mai multe ori. Da, domnule, nici aici nu-i zice un doina, da? Pe la semafoare și în casă și în rest. Suntem aici în seara asta. Când am auzit pomul ăsta, am zis, Doamne, gata, învață-mă de acum că mă duc pe la semafoare. Decât să mă agit că 10 se bagă în față și unul s-a apropiat de mine și ne-o tăiem calea. Ajută-mă, Doamne, să mă rog la un semafor, la două, la trei. Când trec orașul 10 minute, pot să trag pe 4 rugăciuni sau 5. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dar mai zis omul ăsta ceva. Apropo de apatie. Zice, știți, mă, oameni, eu am 59 de ani. Încerc să-l citesc. 59 de ani. Până la 59 de ani am trăit pentru alții. Am ajuns la 59 de ani, vreau să trăiesc peste mine. Și vreau să spun ceva la români. Bă, români! Eu am atâta putere în mine, că eu pot schimba țara asta de unul singur. Dom'le, am râs cu soția singură acolo, uite. Băi, eu schimb țara asta singur, dom'le. La 59 era atâta de plin de viață și de o pasiune și de un patos extraordinar pentru țara asta, pentru România, pentru neamul ăsta, încât am zis, dom'le, mai sunt încă 10 clase, chiar pot să schimbe România. Dar noi ne-am pocăit, nu? Ne-am pocăit? Sunteți aici, ne-am pocăit sau nu? Ne-am pocăit? Aici că Iisus a zis, dacă vii și cunoști darul Dumnezeu și pe cel ce zice, dă-mi să beau, vă dau 20 de somnifere, vă dau 30 de canoane, vă dau o grămadă de liturghii, să vă îmbă... Așa ne le dă altcineva, ca să ne sufle viața din noi, să ne pierdem viața în lucruri de nimic. Ca să ne pierdem, vă dau ședință, știu că El ne dă, dar nu Domnul, altcineva. Vă dau frământări, vă dau aia, vă dau culte, vă dau organizație, vă dau aia. Vă dau o grămadă de scaune să vă îmbă de cap, vă dau câte vreți. Iisus Hristos n-a spus nimic din asta. Vă dau simpozioane, să discutăm, să vedem, să facem, să învârtim, să sucim, să driblăm. Iisus Hristos a spus, dacă cunoști tu și ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și pe cel ce zice dă-mi să piau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. El ți-ar fi dat apă vie. Acum întrebarea care trebuie să ne-o punem sinați pocăiți în această seară este dacă noi a intrat apă vie. Aleluia! A intrat în noi apă vie? Simțim că suntem vii? Păi dacă El leșe și spune că vrea să schimbe România cu puterea Lui fizică, cu înțelepciunea Lui omenească, noi care avem în noi apa vie, puterea Dumnezeului Celui Viu pe Iisus Hristos Domnul, dar trebuie să avem un patos, o presiune, o pasiune atât de mare pentru Dumnezeu, încât să spunem, Doamne, noi putem să luptăm pentru Tine ori la ce oră, pentru că Tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aleluia, glorie Domnului! Unde este care? Iosua. Știi că acum 40 de ani, că era acum 4 săptămâni, ziceam, da, mă, 4 săptămâni, nu te poți obosi așa tare.
Știi că acum 40 de ani Domnul a făcut o promisiune cu privire la mine și la tine. Când de țara și mie mi s-a promis Hebron și ceva, îți gata să mă duc. Știu că acolo sunt cei mai periculoși și mai puternici oameni și cei mai întărite cetăți. Dar știi ceva? Eu sunt la fel de puternic acum 40 de ani. Și sunt gata să lupt exact atunci. Am o pasiune pentru Dumnezeu, El este stibil. Știi, 85 de ani, nu contează. Eu sunt la fel de plin de pasiune pentru Dumnezeu. Nu știu când v-ați întâlnit cu Dumnezeu și de când am pierdut pasiunea asta pentru Dumnezeu. Dar mă rog în această seară, Dumnezeu să ridice o armată de pocăiți care au recâștigat în inima lor și este la loc de cinte speranța. Pentru că Cel care ne dă apă vie este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Stimați-ne, de ce să vă temeți voi că apa vie e în voi? De ce să ne temem? Când în noi e apa vie, nu e vorba de povești, nu e vorba de teorii, nu e vorba de liturghii, nu e vorba de programe, nu e vorba de oameni, e vorba de Hristos care spune, dacă tu vii la mine să mă cunoști, eu în schimb îți dau apa vie. Trăiască Domnul în veci. Trăiască Domnul în veci. Trei. O a treia formă foarte provocatoare pentru sufletul meu unei pocăințe adevărate este sâns legată de punctul ăsta și am numit-o salvarea de rutină. Este atât de multă rutină în preajma noastră și rutina asta este un mare obstacol. Ascultați ce spune femeia asta. Doamne, a zis femeia, prima problemă, n-ai cu ce să scoți apă. A doua, fântâna este foarte adâncă. Și a treia, e o întrebare, ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob? Dați-mi voie să spun că rutina se naște din limitări. Adică e un cerc în care ne învârtim de ani de zile și nu ai ce să faci. Și spunem, Domnule, asta e tot. N-ai cu ce să scoți apă, e șar. Fântâna e adâncă tare, e aproape mare. Dar avem un părinte Avram, care e cel mai mare pentru noi, și tu n-ai cum să fii, dar eu te întreb, ești mai mare decât părintele Avram? Pentru că cercul nostru înseamnă fântână, înseamnă găleată și înseamnă istorie, un om. Ăsta e cercul nostru. Dacă tu crezi că poți să scoți apă fără fântână, fără găleată, dacă tu ai vreo soluție în fața adâncimii, și dacă tu crezi și te crezi mai mare decât părintele Avram, vreau să te văd. Dar noi avem aici o situație limitată. Fântâna e adâncă, n-ai găleată și părintele nostru Iacob e tot. De foarte multe ori pocăința înseamnă pentru noi o fântână la care am venit de 10 ani. Nu s-a schimbat, are aceeași adâncime, aceeași găleată, aceeași rutină, că același părinte Iacov, față de care vom avea până la sfârșit respect. Dar toată această rutină și toate aceste borne și toate aceste limitări n-au împiedicat-o pe femeia asta să divorțeze de 5 ori. Pentru că, stimații mei, orice bornă tradițională, spirituală, omenească, nu schimbă oameni. Eu sunt de acord să ținem la istorie și iați-vă. Era la curent cu părintele Iacov. Era la curent cu detalii. Și ceva din fântâna asta a băut părintele Iacov. Doi au băut feciorii. Trei au băut vitele. Faptul că de multe ori noi cunoaștem istorie, detalii, și ne este capul foarte mare, avem impresia că toată această informație ne va schimba vieții. Și eu vă spun, nu cred. Avem impresia dacă mergem în anumite locuri. Locul ăla ne va schimba. Avem impresia că dacă atingem anumite elemente și trăim anumite dogme, lucrurile alea ne va schimba. Dumneavoastră sunteți martori. Că trăim într-o vreme în care oamenii nu se pot schimba. O grămadă de vicii sunt legate de ființa umană. Noi ieși ne știm că dacă mergi într-un loc, așa zis, sunt, nu poți să fii schimbat, rămâi același om.
Și iată că toată povestea asta legată de un loc, legată de o fântână și de o persoană, n-a putut să schimbe femeia asta. A mers din faliment în faliment. Stimații mei, frați și surori și prieteni, de multe ori spiritualitatea noastră este legată de anumitul loc. Zilele astea am auzit. Dacă mergi acolo, bă, ce bucurii sunt acolo că te ia pe sus. Unde? În locul ăla. Dacă Hristos este legat de un loc, am pierdut predica din seara asta. Dacă Hristos este dependent de un loc, de un spațiu, atunci vă rog să spuneți care e spațiul ăla în care te-ai dus, ai pășit și e schimbat. Dacă pocăința înseamnă o anumită rutină, găleată, fântână, și dacă vrei să bei apă, ai nevoie de mine, de găleata mea. Și n-ai cum, decât așa cum e rutina de ani de zile. Așa să schimb, vă spun că oamenii nu se schimbă. Așa să vă spun în această seară. Cu oamenii care se pocăiesc cu adevărat, și pocăința adevărată este dincolo de un loc, este dincolo de o fântână și dincolo de o găleată, iar Iisus Hristos este mai mare decât orice persoană. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Și merită să ne toată adunarea. Amin. Atunci ești mai mare decât Iacov, da! Iisus Hristos este mai mare decât orice persoană, este dincolo de orice loc, de orice obicei, de orice tradiții, pentru că El este Dumnezeu din Dumnezeu și ființă din ființă. Lumină din lumină și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Să spunem toată biserica gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată biserica gloriei lui Dumnezeu. Nu umblați după locuri sfinte, umblați după lucruri sfinte. Și acestea sunt lucrurile regăsite în Scriptură. Închinarea și pocăința adevărată. În Duh și în adevăr. Și să spunem cu toată adunarea. Amin. Amin. Că altfel văd și mișcarea pentecostală, că doar eu sunt vânat în ultimii ani și mă duc în locurile astea. Ba la Ponoară, ba pe Țibreș. Și am început să facem tot fel de pelerinaje. Foarte ciudate pentru mine. Și tot mergem în locuri, nu e mai acolo, dincolo, se prezintă Dumnezeu. Dar în cămăruță la tine când s-a prezentat ultima dată? Dar în mașina ta când ai fluierat ultima dată o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu? Așa să spun că noi am început să propovăduim și să explicăm și să dovedim o viață de pocăință limitată, rutinată. Și așa să vă invit în această seară să credeți împreună cu mine că pocăința adevărată este o pocăință nelimitată, pentru că ea se dezvoltă în prezența lui Iisus, care este etern. Îi spun din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Îi spun din toată inima gloriei lui Iisus. Glorie Domnului! Tu ești mai mare decât Părintele Iacov, da! Și cum voi proba asta? Păi știi cum vei proba asta? Că cine crede în mine, a spus Iisus mai în Evanghelia după Ioan, mai târziu, și spune femeia acestea, și nu numai, a spus El, dar oricui va bea din apa pe care voi da eu, în viață lui va fi sete, ba încă apa pe care voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Ei, de acum lucrurile se schimbă radical. Așa că deodată vorbim aici de un pocăit. Un pocăit care intră Iisus și mântuirea în el, apa asta vie să preface în el, să transformă în el într-un izvor care țâșnește în viață veșnică. Și lucrul ăsta ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Cât de profund suntem noi? De multe ori mă ridic la amvon în biserică și spun ce să fac în seara asta. Întreb biserică, ce să fac? Ei sunt desperați. Păi, trebuie să ne rugăm, că asta urmează. Și uneori este o rutină obositoare, care de multe ori ne întrebăm, oare merită să o ducem mai departe sau să ne oprim? Sunt niște mecanisme noi care funcționează, niște cărezi care coboară până la anumită adâncire și niciodată nu merg mai departe de acolo. Și de multe ori simțim că dacă nu e cineva la biserică, să vine el să scoată o găleată de apă, că îmi plânge acolo 3 ore fără să se întâmple nimic. Pentru că ne-a legat de locuri, de oameni, de istorie. Și asta este marea consecință a unor inimi slabe, a unor creștini slabi, superficiali și lipsiți de adâncime. În fața unui Hristos nelimitat, care nu vrea să ne atingă din când în când,
și care vrea să pătrundă în noi și intrând în noi să transforme tot ce este în noi în izvoare care să țâșnească până în eternitate. Binecuvântat să fii Iisus! Binecuvântat să fii Iisus! Cât vă ține o slujbă bună? Cât? O zi? Două? Trei? Și după? Frații mei, Iisus Hristos trebuie să fie în viața noastră. Și Iisus Hristos trebuie să transforme viața noastră în asemenea măsură că spuneam să țâșnească din noi izvoarele vieții până în eternitate. Mi-e dor și cred că și vouă de oameni adânci, profunzi, care poartă în ei puterea lui Iisus Hristos, care nu sunt niște biete, berți, ci sunt niște izvoare adevărate în care țâșnește puterea lui Dumnezeu, în care țâșnește bucuria, în care țâșnește dragostea, în care ținește vindecarea și putem să fim disponibili zi și noapte pentru minunile lui Dumnezeu. Ce spui în seara asta? Cum ești? Ce pocăință avem noi? Cât ne ține pocăința asta? 10, 15 minute, 20? Dacă bei din apa asta, îți va fi iarăși sete. Dacă bei din apa care ți-o vă da eu, în viață nu v-ați fi sete. Banca apa asta se va preface în tine într-un izvor care va țâșni în viață veșnică. O, glorificat să fie Iisus! Și Domnul Iisus să se atingă de orice inimă. Aș vrea să stai în analiza Domnului în sens. Cum e pocăința noastră? Cât ne ține? Cât durează? Aș vrea să spun apoi că prezența lui Iisus Hristos în viața noastră, a unei pocăințe adevărate, ne invită totdeauna la o trăire în sinceritate. Și cu asta mă apropii de încheie. Pocăința adevărată elimină fariseismul pentru totdeauna din viața noastră. Și credeți-mă, cred că una din marile bătălii ale noastre tuturor este exact punctul ăsta. De ce nu mai avem noi încredere unii în alții? De ce nu ne mai mărturisim unii altor, de exemplu? Cine a descurat să vă scrie ținea să spun sunt la prag de divorț, sunt în tensiune cu soția, cu soțul? De ce nu avem curaj să ne spunem că avem probleme cu copiii, cu prunci? De ce ne ascundem? De ce nu este o părtășie profundă și adâncă în viețile noastre și între noi? Și de ce? Pentru că am riscat odată și am zis și auzit tot satul. Pentru că am riscat odată să cerem ajutorul și ne-am simțit trădați. Și lipsa asta sinceritate ne-a detașat și ne-a despărțit unii de ceilalți. Iar biserica trebuie să fie o familie, un trup funcționabil, în care să se vadă puterea și harul lui Dumnezeu. Spunem toți amin? Amin. De ce nu reușim să ne deschidem inima, spunem, problema mea e asta. Îi spunea un prieten de-a meu, dacă eu aș fi sincer duminică la biserică, ar trebui să mă duc în față să spun, eu sufăr de lăcomie. Dar pentru că nu pot să fiu deschis și sincer, tac, și merg mai departe. Nu merg mai departe. Dar am impresia că mă duc mai departe. Am o imagine bună și mi-aș strica. Prezența lui Iisus Hristos, într-o pocăință adevărată, ne invită la sinceritate. Pentru că noi nu putem trăi prin meritele noastre și vrednicia noastră niciodată. Noi vom trăi și am trăit doar prin mila și prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și mă rog Dumnezeu să las un duc de sinceritate peste toată biserica. Domnul să ne binecuvânteze. Du-te, cheamă pe bărbatul tău. Și atunci când Iisus Hristos este lângă tine, nu-ți permis să te dai drept altul. Nu-ți permis să joci la două capete. Nu-ți permis să spui că ești bine și nu ești bine. Că ești bucuros și de fapt ești trist. Că ești fericită, dar de fapt numai tu știi cum îți neci nodul în gât. Că totul este în regulă. Și de fapt totul este aproape devastator. Și dacă tu crezi în puterea lui Dumnezeu, și într-o pocăință, și într-o căință adevărată, întotdeauna vei fi deschis și liber să-ți spui ce ai în sufletul tău și să-l vergi, așa cum spuneau frații bătrâni, tot focul inimii înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta mă rog, la Duhul Sfânt să străpungă orice inimă, la Duhul Sfânt să străpungă orice viață și să recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu în seara asta. Unde ți este bărbatul tău? N-am bărbat! Bine ai zis. Pentru că atunci când ești un om pocăit, zici bine.
Ești corect, ești sincer. Ești transparent și transparent. Nu te ascunzi de nimeni. Rămâi acea persoană umilă și smerită la poala crucii lui Iisus. Și îți dorești ca El să facă tot ce vrea El cu viața ta. N-am bărbat. Bine zis, ai spus aici adevărul pentru că cinci ai avut. Și cel care ți-l ai acum nu ți este bărbat. Oamenii care se pocăiesc nu le este rușine trecutul lor și nici de prezentul lor. Oamenii care se întorc cu adevărat la Dumnezeu vorbesc despre căderile lor în libertate, dar își doresc cu toată inima ca mila lui Dumnezeu să-i schimbă și să-i salveze. Și în această seară Iisus Hristos este prezent aici, ca să se atingă de cei care au nevoie de Iisus, de cei care au nevoie de întingerea și de mila și de durarea Lui. Dar mă întreb în această seară, cine are nevoie de Iisus? Cine va reuși să fie destul de sincer și de sincer să spună, nu trăiesc cu adevărat o pocăință biblică, trăiesc una formală, sunt rutinat, obosit, plictisit, dar mă duc într-o rutină de săptămâni, de luni, de ani, habar n-am. Dar am nevoie ca Dumnezeu să atingă de mine și să aduc un izvor, proaspăt, clopot în inima mea, ca să pot să țâșnesc spre viața veșnică, să țâșnesc spre Dumnezeu și să mă bucur de Dumnezeul meu în fiecare zi și să primesc iertarea, mila și durarea Lui. Și spun, Doamne, cercetează întreaga adunare și cercetează orice inimă, aleluia, gloria lui Dumnezeu! Și vreau să închei spunându-vă că nu numai că Iisus te iartă, nu numai că este El aici să schimbe total și radical viața ta. Iisus Hristos te va folosi spre alții. Iisus Hristos te va folosi pentru alții. Pentru că pocăința adevărată înseamnă un scop și o direcție clară pentru viața asta. O ai? O aveți? Iisus Hristos nu numai că ne iartă de păcate, El ne mântuie ca să slujim, spuneam aseară, da? El ne mântuie ca să dea o direcție și un scop precis. Și femeia și-a găsit scop. După ce a intrat viața în ea și a înțeles pocăința adevărată și a lăsat găleata și s-a dus să spună altora. Căci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și că și alții trebuie să cunoască inima Lui. Și mulți au venit spre El și L-au cunoscut pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Dumnezeu să binecuvânteze aceste sute de suflete care suntem aici în seara asta. Dumnezeu să vă ia în mâna Lui, să aducă o pocăință profundă și adevărată. Și asta se va regăsi în faptul că toți de aici veți merge să căutați alte suflete, să le aduceți la Domnul. De grabă, fără să vă oblige nimeni, fără strategii, fără o grămadă de viziuni pe care le împăturăm, le înfășurăm și le desfășurăm, ci tot dorința arzătoare ca ceilalți din preajma voastră să fie mântuiți. Veți lăsa totul și veți merge să spuneți, Iisus este viu, Iisus trăiește, Iisus m-a iertat, Iisus a dat sens vieții mele, Iisus a dat speranță, valoare, bucurie, pace, Iisus este un izvor în inima mea și eu sunt gata să schimb, să transform un decalc, e al meu. Mă duc pentru Domnul, mă duc pentru Domnul, mă duc pentru El și sunt din toată inima, glorie Domnului, glorie Domnului! Niciodată n-a spus Domnul, îți dau țara, dar niciodată nu ți-o aduc în brațe, tu trebuie să duci să o cucerești. Tu să se duci să calci cu piciorul pe ea, unde vei călca, va fi al tău. Pentru cine vei ruga, te voi asculta. Atunci când Iisus intră în noi, când pocăința e autentică, noi mergem pentru El, mergem pentru El, luptăm pentru El, plângem pentru El, ne rugăm murim. Dar Iisus este centrul vieții noastre. Iisus este cea mai înaltă dorință noastră. Este visul nostru cel mai înalt. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Suntem gata să lăsăm tot, nu serviciu, tot, tot, de multe ori. Toată plictisala, toată oboseala, lăsăm tot. Pentru că Cel care ne-a făcut bine este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și o cetate întreagă să mântuie. Și o cetate în Samaria este trezită pentru că o femeie s-a întâlnit cu adevărat cu Iisus. Laudă Domnului! Amin. Laudă Domnului! Amin. Laudă Domnului! Amin. Câți dintre voi credeați că trezirea din Samaria se face prin ea? Câți aveți curajul? Eu nu sunt unul. Câți? Câți ați spus înainte de text? Da! Domnul Iisus Hristos trezește Samaria! Și eu întreb prin cine? Cum prin cine? Prin Ioan, prin Iacob, prin Petru, prin ala, prin ala! Și Iisus m-a surprins, m-a rușinat, m-a făcut praf! Nu prin ea o trezeți! Prin cine? Prin asta, da, prin ea! De ce? Ea se pocăiește! Ea vrea apa vie, ea vrea izvorul, ea vă cunoaște pe Cel Sfânt, pe Cel adevărat și ea vă merge și spune tuturor, e Hristosul, e Domnul, e El pe care îl așteptam, îl doream,
Și Domnul să transforme întreaga adunare. Dumnezeu să transforme orice inimă. O glorie Domnului! Iisus Hristos are nevoie de viața ta. Iisus Hristos are nevoie de viața mea. Dar Iisus Hristos va găsi persoane pe care le va transforma, care vor gusta pocăința adevărată, se vor duce pentru El ca să ducă oameni la El. O, Doamne! Avem nevoie de o trezire. Avem nevoie de o pocăință adevărată. Avem nevoie să scăpăm de istorie, de locuri sfinte, de rutină. Avem nevoie să scăpăm de noi înșine. Avem nevoie să scăpăm de prejudecăți. Avem nevoie să scăpăm de o grămadă de lucruri. Dar vrem să te întâlnim pe tine, Iisuse. Și vrem să întâlnim inima ta. Și vrem să întâlnim puterea ta. Și vrem să ne bucurăm plenar de tine. Vrem, Doamne, izvoarele tale nesecate să intre în noi. Vrem să țâșnească din noi apa vie. Acolo unde va ajunge ea să se transforme tot. Pentru că Cel care transformă viețile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sunt o grămadă de oameni care fug de ceilalți. Cine va merge pentru ei? Cine va spune bună seara? Ce mai faci? Cum tu vorbești cu mine? Da. Cum tu mă bagi în seama? Da. De ce? Pentru că eu sunt pus aici să vorbesc despre Iisus. Pentru că mine este un izvor pe care nu pot ține sub lacăt. Eu nu sunt o baltă pe care tulbură păstorii sau predicatorii duminică seara sau dimineață. Eu nu sunt o baltă pe care să vină deodată cineva să o scuture să mai spun și un amin și aleluia. Eu sunt o persoană în care a intrat viața, în care a intrat pocăința, în care a intrat Duhul lui Dumnezeu, în care a intrat Iisus. Eu nu sunt un om de pe pământ. Eu sunt un om care aparțin cerului, pentru că puterea lui Dumnezeu a intrat în mine și am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Și ce vă spun, eu nu mai rog pentru oamenii aiurea. În ce sens? Să mă duc așa să spun ce, să tot întreb, ce probleme ai, cum probleme am? Eu i-am spus Domnului, Doamne, că mă trebuie să mă rog pentru cineva, spune-mi ce să mă rog, Doamne. Doamne, fă, lasă descoperire pe tot peste rugăciunea mea. Pentru că vorbim de miracol, de dumnezeiesc, de pocăiții care cred în puterea lui Dumnezeu. Și nu dăm la nimereală ca la loterie. Și credem că puterea lui Dumnezeu se prezentă în biserică. Și că Dumnezeu descoperă tainele inimilor. Spune-mi în toată adunarea. Amin. Dumnezeu vine să vindece oameni. Dumnezeu vine să elibereze oameni. Dumnezeu vine să schimbe oameni. Iar eu nu mai vreau să am ochelarii religiei. Eu vreau să am ochelarii lui Iisus. Ochii lui Iisus să văd valoare în Cel de lângă mine. Și să fiu gata să-mi împrăști speranța. Și să fiu gata să-mi întind mâna pentru cei căzuți și pentru cei loviți. Aleluia. Slut, slăvit să fii Iisus. Slavă Domnului. Ești gata să umbli de mâine în inima lui Dumnezeu? Soția mea este aici și nu-i place să vorbesc despre ea. Dar am spus într-o zi, m-am dus la policlinică pentru copiii noștri. Și acolo s-a întâlnit cu o femeie, cu o doamnă din Italia, care tot căuta, sper să nu greșesc povestea ei, căuta cabinetul unde să meargă. Și tot, cred că a mers la un dat greșit și soția văzându-o a întrebat-o ce v-ați încurcat și cum v-a intrat într-o discuție cu ea. Și i-a spus și au discutat una alta și până la urmă ea se distăie din discuție aproape banală. Că era într-o mare încurcătură cu bărbatul care era. Și era disperat și nu mai știa dacă cu viața ei. Pentru că Dumnezeu i-a pregătit soției mele o faptă bună să umple în ea. A început să-i vorbească despre Domnul. Și a spus în final, cred că Dumnezeu m-a încurcat pe volul ăsta. Asemenea experiență trebuie să ai mereu și mereu. Pentru că Dumnezeu are nevoie de voi. Înțelegeți, pocăiților, Dumnezeu are nevoie de noi. În noi a intrat viața și viața trebuie să se vadă. Și viața trebuie să țâșnească. Și zvoarele trebuie să contamineze oamenii în preajma noastră. Dumnezeu să fie înălțat în Castelion în seara asta. Și văd prin credință o armată de sute de oameni pe care Dumnezeu îi va folosi cu putere. Care vor fi la 12 ziua contra logicii într-un loc și acolo Dumnezeu vă va descoperi că sunteți acolo ca să puneți o întrebare. Ce mai faci? Și de acolo se va naște o experiență. Și acolo se va produce o minune. Pentru că cel care umblă pe străzi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că cel care merge într-un restaurant sau într-o parte și în altă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi trebuie să cucerim sufletele pentru Domnul și pentru Împărăția Lui. Dacă credeți asta, să spunem cu toții amin. Povestea asta e grozavă, dar povestea ta cum vă? Povestea asta este grozavă.
Iisus recuperează o femeie și ea devine o martoră a lui Iisus. Da, ta poveste cum va suna în eternitate? O să spui mereu ce înseamnă pentru tine pocăință? Duminică dimineața la biserică și seara e prea mult? Niște bani vârâți în coș? O rugăciune dată siropoasă când e provocată, mai lentă când nu-i cine să o provoace? Ce o să-i spunem lui Iisus? Ce înseamnă pocăința noastră? Ce înseamnă când suntem cu capetele legate, speriați și prăbușiți în fața avalanșelor de criză, de tot felul și de manifestări de toate naturile? Unde sunt oamenii care sunt gata să schimbe fața țării? Care sunt plini de puterea lui Dumnezeu și plini de pasiune pentru El? Cred că toți acești oameni, bărbați și femei, sunt aici în seara asta. Și aș vrea în momentele care urmează să stăm în rugăciune. Haideți să stăm ridicați.